Bine v-am regăsit! Voi continua azi seria rezolvărilor testelor grilă cu un test pe care l-am propus chiar eu pe acest canal cu multă vreme în urmă, dar atunci am dat doar răspunsurile fără să arăt și modul de rezolvare. Este un test folositor tuturor celor care se pregătesc din mecanică pentru admiteri, pentru bacalaureat sau pentru diverse examene de fizică generală. Pe cei care așteaptă un test grilă de optică, îi anunț că următorul material din serie va prezenta rezolvarea unui astfel de test. În videoclipul de azi veți vedea pe rând întrebările și după 20 de secunde veți putea vedea și rezolvările. Și vă recomand din nou, dacă vreți ca eficiența în pregătire să fie maximă, să opriți filmul când vedeți întrebarea, să rezolvați problema, să alegeți rezultatul pe care îl considerați corect și apoi să confruntați rezolvarea voastră cu rezolvarea pe care o prezint. Toată teoria necesară rezolvărilor se găsește în cursul teoretic de mecanică de pe acest canal. Succes!
Sper că ați avut fiecare câte ceva de învățat din acest test. Succes în studiul fizicii. La revedere!